Bună dimineața, dragă lume bună, m-am lăsat de tir, dragi oameni buni. Uitați-vă ce kit am aici, am tablă cu mine. Dacă ați văzut live-ul meu, am tabletă, am agenda, să-mi conturizez tot. Am pătură, dacă mă dorm aceea, am dubă. Pături după mine, vedeți? Dacă cumva se întâmplă să mă blochez, să mă culc în ea, hai ok, că e stată de două zile, iar n-am muncit nimic. Iar n-am muncit nimic, n-a ieșit nimic pe zonă. Ăștia că nu e de muncă, nu dau cursele cu bani. Ok. Ce zic, a, vreți să mâncați? Luați și cu puțin, luați și cu... Astăzi avem așa pe meniu. Mai puțin, știi? Deci m-am lăsat de tir prima săptămână, să lăsat de tir. Dragi oameni buni și dragi membri de pe acest canal, numai la mână, doi la mână, acest cauciuc nu e gata, dar nici mult nu mai are. Știi? E. Trebuie să-l transport roata asta în roata de rezervă. Am văzut un cauciuc nou care ar fi undeva la vreo 75 de lire. Nu e neapărat mult. Eu zic că 75 de coco nu e mult deloc un cauciuc pentru dubă, un ceu din ăsta. Din ce mi-aduc eu aminte, ultima oară am dat pe cauciucul la pateu banii ăia, să-mi vadă tata, știi? Așa că cred că nu-i mult deloc. Deci începem o zi pe dubă corectă, corespunzătoare. M-am lăsat de tir, dragi oameni buni. Cumva careva și cumva să zică, nu se mai merită pe tir. Nu se merită pe tir. Eu vă spun cu mâna pe inimă, de ce? Banii pe care fac din dubă și potențialul de a face bani cu duba, dacă mă învârt bine în două ore, fac cât fac în 8 ore pe tir. Aia este, vă o concluzie. Nu vreau să vă spun ce bani fac și cum bani fac și ce aia. Dar cu dubă există potențial imens de a face bani. Când pe tir, dacă găsesc cu 16, mă duc cu 16, dacă nu... Plus că în ultima perioadă, numai pe noapte, mai găseam câte ceva că nu e de muncă. Am văzut că îmi scrieți și voi. Dacă vă pot ajuta cumva, nu pot. Ce să vă zic? Ai, ete, ieșind din coaia de pe stradă, dă Doamne să fie o zi, să fac 1000 azi. Dă Doamne să fac 1000. Dă Doamne să mă întorc seara asta la copiii mei cu 1000. Bată tata dacă... Bă, uite-i să-mi iau milele, stai puțin să-mi iau milele. Stai puțin, chiar dacă mă oprim în stradă. Hai mă, că nu vine nimeni. Nu vine nimeni, trebuie să-mi iau milele tot timpul, dragi oameni buni, că am, fac statistică. O statistică care... De la care nu vreau să mă bani niciodată, am redus la preț, numai... De fapt, cer bani destul de ok, că... Interesul meu este, ca să vă spun sincer, deci ieri n-am muncit, ieri pun 0. Astăzi bam 0, bam 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 bam. Interesul meu e să nu scad în medie plin gol, să ajung să lucrez sub o milă. Sub o liră pe milă. Ăla este interesul meu principal. La 0745, 0745. Mi-am făcut aici pe agenda. Pe agenda îmi scriu tot 2420. În așa fel încât pe fiecare seară fac bilanțul. Full de motorină, cât a fost, cât s-a băgat, cât a costat. Deci după o lună de calcule de astea intense, o să știu cât îmi consumă mașina pe milă. O să știu tot, pur și simplu tot. Înțelegeți? Deci interesul meu e ca plin gol să nu e sub o liră pe milă. Dacă nu e sub o liră pe milă, deci plecând de acasă plin gol, ca să vă o idee. Că a plecat din casă, a luat indexul. Seara iau indexul când termin ziua de muncă. Interesul meu e dacă nu scad sub o liră pe milă și ziua de luni a fost bună. Eu sunt mulțumit. Se poate și mai bine, da? Dar e un fel de loz împlinit, din ce cauză? Că trebuie să mai mergi pe gol.
n-ai cum să le ceri nici marea cu sarea. Și dacă nu le ceri bani ca lumea când ieși din casă la primul job, când te întorci către casă, nici atunci nu poți să le ceri, că nu te aduce nimeni acasă. Și de restul trebuie să lași la preț când vii către casă, ca să poți să te întorci pe plin. Înțelegi? Ba, ia, nu mai pleci niciodată din parcarea aia, de exemplu, dacă ești la Stock on Trent. Și tu ai impresia că e din Stock on Trent. Hai că mă duc în față, fata mea, că veni și tu. Dacă ai impresia că pleci cu 2 lire pe milă din Stock on Trent către Preston, aia e prostie, ce crezi tu? Din ce am înțeles eu, cursele în jos pleacă pe bani, dar în sus pleacă mai pe puțin. Și cel mai bine e să, atunci din casă să ceri bani, când ești din casă să ceri bani ca lumea, că atunci când te întorci să ceri bani mai puțini, așa fel încât se fac o medie benefică pentru tine. Eu prin gol cred că este o repremilie, este un preț foarte bun. Închipuiesc cum ar fi și nu trebuie să te duci în zone moarte. Că aia vezi că e un fel de loc în zi, un fel de loc în plic. Că dacă ajungi într-o zonă moartă, spre exemplu, de unde nu mai găsești nimic încătre înapoi și ești în stare să întorci 200 de mile pe gol, te ia capul. Te ia capul. Tocmai din cauza aia, ideea mea este că atunci când ești din casă să ceri bani. Dacă nu, stai pe scurte, cucsuț. Stai pe scurte, mi-am luat aia, păi dacă m-am stat prin parcare așa, nu mai la un vlog, mai una, mai alta, ce să fac eu viața mea? Vedeți și voi că pe praful ăsta cât de greu e și cât de greu o fi. Și sperăm să nu mai vină, mai greu de atâta. Ai ideea. Înțelegeți voi? Deci pe tir nu vreau să mă mai duc, m-am lăsat. Săptămâna trecută m-am dus 3 zile, nu se merită. În comparație cu ce fac acum, nu mi se mai merită. De ce? Ce pierd? Mă duc seara la muncă, hai că n-am uzură, că n-am dăbă, până la urmă ormi și dubele astea nu țin o viață. Nimic nu ține pentru deauna. Dacă ai o chestie și zici că aia faci, asta e atașare emoțională. Să investești din ea, cum vedeam eu mașini când eram mat. Nu da. Și dacă o țin așa, la 200.000 de mile am 20.000 de cocos cușcă. Înțelegi? Care mi se pare nu foarte mult, e ok. O eu pe mile e ok prin gol. Pentru că probabil multe camioane nu beneficiază de prețul ăsta. Înțelegeți voi? Bine, stai și prin parcare la o milă. Joburi lungi nu le iau, să fiu sincer. Oare foarte rar, cel puțin acum e și puțin lui de muncă. Și mă gândesc că le iau cei cu paturi în ele. Pentru că de obicei mă duc și te duci într-o zonă moartă, de exemplu, ai 200 de mile până acolo. Poate că ai cere 250 de lire. Dar acolo te gândești, bă, nu mai au nimic. Și trebuie să mă întorc cu minim 50 pe gol. Știi? Și ar fi bine un 300, dacă o 300 nu-l iei tu jobul ăla. Îl ia altul care dă 80 de bii pe milă și probabil are pat în ea. Știi? Că n-are niciun interes să ducă undeva de acolo, știi ce zic? Înțelegeți voi? Astea sunt problemele eu care îmi bag capul. Eu o să bag un mini job în dimineața asta. Sunt programat la... Ai vreo băgat și eu unde voi. Sunt programat aici la o firmă să ridic o bucătărie, nu știu dacă o bucătărie întreagă. Știi? La 8.30, 7.50 sunt la 8 acolo. Ca să mă învârt repede. Când mă învârt eu mai repede, mai bine e mie. Că după aia... Și am învățat o chestie, nu mai plec din parcare, man. Nu mai plec, ce înseamnă asta? M-am luat bucătăria de aici, m-am descărcat un Blackburn la om acasă. După aia acolo mă parchez undeva, văd dacă n-am loc acolo, mă trag puțin mai așa până într-o parcare și acolo stau. Patata, mă uit în stânga, în dreapta, în stânga, în dreapta, în stânga, în dreapta. Și până nu mă mișcă unul de acolo pe bani, nu mă mai mișc așa pe nasul, dragi oameni buni. Aia e că eu n-am cum să nu reușesc cu dubă asta. Am văzut mulți că bă, ești frustrat, că ai dat mulți bani pe dubă și că nu ia faci, că... Nu, man, eu n-am cum să reușesc în viața mea, în viața mea eu nu pierd, n-am cum să pierd. De ce? Pentru că eu din zi în zi învăț. Azi, chiar dacă a fost o zi mai proastă, să zicem că... Am învățat. Am învățat și always învăț. Eu învăț always. Ce înseamnă? Eu tot timpul sunt geană pe improvement. Adică,
tot timpul să caut să fac mai mult cu viața mea. A fost ieri o zi mai prostuță. Seara fac bilanț. Eu în mintea mea singur cu mine fac bilanț. Ce am făcut azi bine, ce n-am făcut bine, ce ar trebui să mai repet, ce n-ar trebui să mai repet. Știi? Și așa ușor, ușor punem cap la cap și colo a fost așa, că a fost așa, că a fost așa. Și ajung la cea mai bună variantă, dragi oameni buni. Ajung la cea mai bună variantă, înțelegeți voi. Deci, n-ai cum să nu reușești atunci când vrei și când muncești suficient de mult. Când ai bătut ușor, nu reușești nimic în viața asta. Știi? Dar asta cu datul bătut nu prea știu cum funcționează, că nu, eu nu prea știu cum să mă dau bătut, aia e prostia la mine. Nu prea știu cum să mă dau bătut, pentru că dacă stăm și uităm în statistici, hai. Dacă stăm și uităm în statistici, fac YouTube de vreo 6 ani să-mi bat tata. Și de multe ori pun și câte 2-3 videoclipuri pe zi. Da? Asta îmi trebuie să spună ceva. Adică omul e nebun, nebunia lui, bă, n-are cum, n-are cum cu ăsta. N-ai cum cu ăsta să-i nebun nebunia lui, bă, tată, bă. Bată tata, da, man. Deci pe tir m-am lăsat, pentru că ultima oară cel puțin, ultima oară cel puțin îmi calculau, bă, să mă bată mama, dacă îmi calculau 8 ore 45, dragi oameni buni, ca să lucrez și ora aia să-mi scadă pauză. Bată-mă norocul de ăștia. Înțelegi? Bată-mă norocul de urâți. Care sunteți voi urâți? Urâți rău de tot. Știi? Și nu zi, nu. Nu prea mai vreau, că nu e. Mă privește niște chestii, cum ar fi. De exemplu, dacă startul ăla pe care l-aveam noaptea, nu am mai să dorm acasă cu copilul meu. Copilul meu se culca, ajungea la 3 dimineața. Praf. Dacă lucrez 12 ore pe dubă, nu atât de obosit cum eram după ce am ajuns acasă la 3 dimineața, știi? Obositarea e tot aia, dragi oameni, până la urmă. Conduc după să conduc camion, mi-e egal. Este vorba despre timpul și viteza în care faci bani în viața asta. Înțelegeți ce vreau să zic? Adică cât de mulți bani faci în cât de scurt timp. Stric, ne plac camioane, da, dar degeaba. Dar cu duba, vorba aia, ești mai bine, cu duba te duci. Și e normal să ești mai bine cu duba, pentru că ai duba ta, ai motorina ta, ai... Înțelegi? Așa ar trebui construite chestiile. Nu? Nu așa ar trebui construite? Adică când ai duba ta și faci viața ta și faci alea tale, să automat să poți să reușești cu duba ta să câștigi o leacă mai mult decât un șofer profesionist care e doar șofer și atât, știi? Eu cred că așa ar trebui să funcționeze ierarhia asta. Dar nu e o regulă neapărat, în anumite țări poate funcționează, în anumite nu. Da. Cam asta vreau să vă zic și pentru astăzi, eu m-am lăsat de tir. Deci nu știu dacă o să mai apară videoclipuri, o să-mi expire atestatul în curând. Nu știu dacă o să-l mai fac. Aia e o altă problemă, să vă zic așa, nu neapărat problemă. Nu cred că o să mai fac atestatul, care asta atunci o să zic, atunci chiar nu o să mai duc pe tir nicio culoare. Înțelegeți? Ne mai ducându-mă pe tir, atunci chiar, da, atunci chiar nu mai am cum să mă duc pe tir. Mai am câteva luni, te dau 300 pe CPC, ca să-l fac. Și să mă duc la curs. Să stau de 3 ore acolo în clasă, cu mâine la spate, cu alea, cu alea. Înțelegeți? Deci nu mai e. Da. Eu totuși sper că să fie bine, să meargă ploile, să nu fiu nevoit să mă întorc înapoi pe tir. Deci cam atât vreau să zic pentru dimineața asta. O zi minunată vă doresc, aveți nevoie de trupurile voastre și spuneți nu drogurilor. Stimă vouă. Go Prostop Recording.